Mă, Alex, poți să-mi spui și mie unde mergem aici? Adică la ce concurs? Am înțeles că mergi la un concurs de construit, de la ce concurs mă duci tu? A, ok, e o arenă nouă, urcăm aici foarte frumos, dar la ce? Spune și mie, la modul cel mai serios, chiar sunt curios. Bă, Rafaele, bă, fii atent, eu am văzut acum foarte mult timp la voi pe canal că ai făcut tu cu Tarsel castel de nu versus pro și știi, pentru că eu sunt o regină, am nevoie de un castel și vreau să... Da, Alex, ești o regină și ai nevoie de castel. Și acum ce faci? Vrei să-mi spui tu mie că vrei să-ți fac eu ție un castel? Acum am pus să-ți construiesc ție un castel și tu să-l tai așa, să te uiți, nu? Nu, o să facem amândoi, numai că n-ai cum să zici nu, pentru că ultima dată m-ai ignorat, așa că... Am înțeles, tu vrei să facem castel de nu versus pro, adică să concurăm amândoi, adică ești tu partea ta, ia să vedem, Alex, ia și partea ta, da, am înțeles, ok, perfect, păi și stai puțin, și tu cum vrei să faci asta, te pricepi tu să faci castele sau ce vrei tu să faci aici, că nu înțeleg? Păi eu nu mă pricep așa de mult, dar mă bazez pe tine, că acolo să locuiesc eu după aia. A, păi stai puțin, te bazezi pe mine, adică să câștig eu și să câștig eu, tot aici să fii tu slab, adică deja tu tocmai mi-ai spus că tu nu știi să construiești și eu sunt mai bun decât tine la construi, nu-i așa? Nu, tu ești ultimul slab și o să câștig. Am înțeles. Deci, ok, Alex a zis că vrea să facem castel de nou versus pro și acum o să facem un castel de nou, după o să facem un castel de pro. Mă, Alex, fii atentă, stai puțin, Alex, mă, ce faci aici? Dar ce ai pus în chesturile astea? Ai pus și tu ceva pe aici sau iar te-ai pus nimic? Ca de obicei, clasic. Bă, păi, Rafaele, tu nu știi că eu nu pun niciodată, că eu nu trebuie să mă obosesc pentru tine. Da, nu trebuie să te obosești tu pentru mine, ok, am înțeles. Deci acum ai zis că trebuie să facem un castel de nou, după să facem un castel de pro, deci fii atentă, la asta, dar nu trebuie să fie ceva mai lejer, nu să faci ceva foarte, foarte mare, că știi cum face, dar Ruzel face dita mai castelul și, știi, na, e foarte, foarte urât, dar fii atentă. Hai să facem acum asta de noob, după îl faci posta de pro și ce trebuie să scrie lumea în comentarii la fiecare construcție, când vede ambele construcții, adică când vede construcția mea, când o vede și pata de la noob, ce trebuie să zică oamenii imediat în comentarii? Trebuie să scrie că Alice s-a câștigat, hai să începem. Da, clasic, deci nu, deci fiți atenți, scrieți voi acolo în comentarii cine credeți că a construit mai bine, adică cine a construit mai bine după părerea voastră sau cine credeți voi acum că o să construiască mai bine și după puteți să scrieți cine credeți că va construi, cine, așa, mă, Alice, fii atentă, stai puțin, Alice, mă, ce faci, bă, stai puțin, ce faci aici, te-ai pus la construit, asta nu e partea mea, e partea ta acum sau ce? Am uitat. Nu-i nimic, Alice, mă, Alice, de ce vorbit așa, de ce vorbești așa, ce, te-ai speriat, te-am speriat, scuze dacă te-am speriat. Păi, tu mă cam speri, mă, de obicei, nu știi? Da, eu te sperii de obicei, păi și atunci de ce mai veni, mă, aici în oraș la noi, dacă tu zici că te sperii, îmi zici că ești fana noastră, că nu știu ce, și tot eu te sperii, tot, bă, stai puțin, tu zici că eu te sperii, eu cu Darisel te speriem, tu care stai și te uiți la noi noaptea și toată ziua te uiți la noi pe geam, te uiți la fiecare geam din casă și ne vezi și pe geamul de la acoperiș și tu ne vezi. Ce înseamnă asta? Ai plecat, am înțeles. Deci nu înseamnă absolut nimic. Ok, acum hai să începem cu prima construcție, castelul de noob și hai să vedem cine crede că o să construiască mai bine. Scrieți-vă acolo în comentarii și în 3, 2, 1 ne apucăm de treabă. Bun, Alice, mi-am cumpărat aici, mi-am luat niște materiale și cu acestea o să fac asta de noob și vreau să spui tu ce faci acum, cum o să faci tu, cum o să construiești castelul ăsta, ce viziune ai așa tu, un plan și cum o să-l construiești, chiar sunt curios, pentru că Alice, nu știu dacă o să faci mai frumos decât mine, dar hai să vedem. Păi cum adică, pe Rafaele, cum o să-l construiesc? Că de eu deja aproape l-am terminat. Cum adică? Bă, stai puțin, cum adică deja l-ai terminat? Că eu abia am apuc de el. Fii atent, eu fac aici, fac ceva foarte, foarte mic. Că nu fac ceva foarte, foarte uriaș. Bine, nu fac foarte mic, dar nu fac nici uriaș pentru că eu de asta de noob și nu trebuie să mă complic. Aici o să fac o chestie foarte, foarte frumoasă. Aici o să dau aici încă un contur, ceva de genul așa, bam, bam, bam. Și vreau să-mi spui tu acolo, ce mai faci tu pe acolo? Cât timp fac eu asta? Ce mai faci tu pe acolo? Cum mai ești? Dar chiar ce mai ai făcut tu zilele astea, Alice? Cum ai mai petrecut timpul? Am fost eu pe la grădiniță, adică la grădiniță, am înțeles, ok, deci la grădiniță ai fost, da, ok, am înțeles, bun, și unde ai fost tu? Nu, n-ai auzit bine, așa, am mers la restaurant cu Darisel, am mai mâncat niște burger. Ai mâncat burger, ai fost cu Darisel la restaurant, ați mâncat, păi stai puțin, păi Darisel unde e, că eu pe Darisel nu l-am mai văzut la 20, tu ai zis, unde e Darisel, dar chiar ea spune și mie ce s-a întâmplat cu Darisel, că vă că știi de el, dar nu vrei să-mi spui ce se întâmplă. Păi Darisel m-a rugat să nu îi spun nimic legat de tine, adică legat de el. Da, deja nu mai știi să mai vorbești. În fine, am înțeles, tu nu știi nimic, dar el doar ai vrut să faci așa ceva de genul. Cum ar veni, în fine, nu mă mai interesează asta. Vreau să-mi spui tu acum cum o să faci, pentru că deja am făcut aici o chestie și vreau să fac și apă în împrejur. Și chiar sunt curios cum faci tu dacă te descurci așa. Ai început deja de ăla, tu ai zis că deja l-ai terminat. De unde l-ai terminat, mă, tu? Că abia am început asta de un minut, cum l-ai terminat-o? Îl fac așa ceva mai simplu, nu mă complic foarte mult și nu mai am. Am înțeles, deci tu îl faci foarte simplu și nu te complici foarte mult. Am înțeles. Ok. Pentru treaba aceasta, eu o să fac aici foarte, foarte frumos. Eu o să zic că deja aproape am terminat, pentru că mai am de făcut aici o mică apă, un mic râuleț, cum ar veni din jur împrejur, să facem aici un contur foarte, foarte tare, pentru că eu zic că ar da foarte, foarte bine așa și să scrie oamenii în comentarii ce credeți de ce construiesc eu aici, pentru că mie mi se pare o chestie foarte ok pentru asta de noob, dar să spuneți acolo în comentarii cine credeți că a făcut mai frumos la asta de noob după ce vedeți și construcția lui Alex și construcția mea, pentru că Alex o să ne dăm note și noi între noi, dar o să ne dea și oamenii în comentarii. Ok, foarte frumos, de ce o să câștig? Da, chiar, nu, scrie, nu, să știe cine câștigă, dar nu mai zic nimic.
nimic. Cum adică, bă? La ce te referi? A, adică eu câștig, da, bine. Gata, Alice, pot să spun că am terminat castelul meu de nuba. Cam așa arată, am făcut aici, în împrejur aici, avem foarte, foarte, foarte frumos aici, nisipul, avem apă, pe aici, ce este castelul? Eu zic că este un castel de nuba foarte, foarte potrivit. Bine, chestia aceasta, nu știu dacă e foarte, foarte, dar stai puțin, că mai tai așa puțin din ăsta. Cam arată, sincer, cam urât, dar haideți că-l pun așa, nu, cred că e mai ok, așa, să de fapt l-am stricat, nu știu, lasă, lasă așa, lasă așa. Mă, ce mă, Alice, ce-ai, ce-ai puțin, ce-ai puțin? Hai odată, că eu am terminat deja. Am terminat, gata, am terminat, uite și eu, gama, ce fac, mă, a, deja l-ai văzut, hai, intră tu, să-ți prezint aici, cam așa arată, ia, uite, ce părere ai tu, așa, din ansamblu, din vedere, ce vezi tu, așa, din exterior, din partea asta, 360, așa? Nota 4, e foarte urât, hai. A, da, hai, bă, hai. Bă, stai puțin, cum adică, bă, nici nu l-ai văzut foarte frumos, uite, urcă pe aici, să ce frumos arată. Uite-te, o leacă, că nici măcar nu ai făcut interior, are păi, stai puțin, pe Danub, asta cum adică să-i fac interior, să-i fac ăsta pe Danub, Alice, ce vrei să-i fac aici, vrei să-i fac dita mai castelul, ce vrei să-ți fac aici, că tu ai zis că vrei, stai că ai zis tu că vrei să locuiești, că ești regină, ești prințesă, ești tu, dalea, păi, da, eu unde stau aici, crezi că-s furnică? Păi nu, dar asta e, fii atentă că ăsta e Danub, cum ar veni, tu ești, vrei să te încadrezi, ok, am înțeles, deci tu ești nub, vrei să te încadrezi la asta, Danub, am înțeles, am înțeles. Ok, acum să trecem acum la tine, bă, dar nota când o dai, nota când o dai, șase jumate, ok, deci tu așa era invidioasă la început, ok. Așa și, mă, ce e, mă, ăsta, Alice? E cel mai frumos castel, uite, ai exact tot ce-ți trebuie. Ăsta e castel la tine, pe bune, nu, că nu e ăsta, nu, hai să vedem ce e aici. Mamă, ce e, mă, ce-ai făcut aici, horn, ce-ai făcut aici, ce sunt astea aici? Ăla e horn, cum adică, păi, uite, aici intri frumos, ai aici. Stai puțin, că vreau să-l văd în exterior și după să văd interiorul, ok, mamă, ce-ai făcut aici în spate, mamă, intri pe aici, prin spate, uite, că aici intrai. Oh, stai că aici nu se intră, am uitat, ok. Acum am uitat așa foarte, foarte frumos, bă, arată ok, chiar arată ok. Pentru un ăsta de nob, eu pot să zic că e cât de cât ok. Ai făcut mai mare decât mine, da? Eu zic că cine știe, că nu cred că nu știu dacă mă bați neapărat, oamenii decid în comentarii. Dar să de mai făcut aici niște patru, niște toate astea, bă, ce note să-i dau eu? Îi dau nota 7. Bine, mai mult decât tine, e perfect. Hai. Ei, da, e mai mult decât al meu, ți-am dat eu că așa dau eu, adică nu putem să-ți dau notă mai mică, că totuși ai respectat tema. Oarecum, dacă nu faci turnul ăsta, nu prea părea castel, sincer. Bine. Gata, Alice, mi-am ales materialele. Trecem la runda a doua, runda de pro, unde aici o să fie bătălia finală, unde vedem cine construiește mai bine, cine se pricepe practic mult mai bine la asta de construit la castel. Dar hai să vedem acum, începem în 3, 2, 1 și vreau să-mi spui, da, Alice, mă, o să chiar să zic darese, să zic darese. Ce o să faci tu aici, dacă te descurci, cum o să-l faci, ce culoare o să fie castelul sau din ce-l faci și ce, cum o să fie forma lui, cum ar veni? Păi ăsta o să fie un castel foarte mare, pentru că dacă nu-mi place atât, o să locuiesc în a meu, da? Păi da, pentru că în al tău ar trebui să locuiești, sincer, pentru că eu nu-ți dau voie să locuiești în al meu, dar mă rog, sincer, ok, așa, mai continuă. Păi, nu prea știu altceva ce să mai zic, am să-l fac tot așa din niște cărămizi de-astea și rest nu prea știu. Deci tu nu știi absolut nimic din ce o să faci, ok, am înțeles, deci o să câștig practic cum ar veni, o să câștig, o să fie ușor pentru mine, eu acum să zic că mă ocup aici să fac, mamă, dacă mai sparg asta odată, nu, deci fii atent, eu trebuie să mă uit aici în ce parte o să fac eu ăsta, dar ar trebui să fac așa simetrie și să revenim după, pentru că mă cam bate, sincer. Și Alice, cam așa arată castelul meu din exterior, adică am făcut aici exteriorul, trebuie să mă mai ocup așa din interior, să fac mai multe chestii, cam așa arată exteriorul tot din jur împrejur, am făcut aici un turn în mijloc, că am făcut aici o poartă, eu zic că arată super genial, adică e ok, sincer, putea și mai bine, dar eu zic e ok, sincer, nu mi se pare că ar fi trebuit să mă străduiesc eu cât mai mult, pentru că acum cu asta eu zic că, Alice, eu cred că o să te bați, sincer, vreau să-mi spui ce ai făcut tu în tot acest timp, dacă ai terminat, dacă mai ai de făcut ceva, ce mai faci tu pe acolo. Fără pe ele, băi, am terminat de așa de mult timp încât am început să mănânc și niște popcorn și să mă ieși și la un film. Te mai ieși și la un film, tu e mai jute, ok, mănânc și popcorn, deci tu zici că ai terminat, ok, deci cam așa arată, am intrat aici în sus și cam așa e viziunea, cam așa poți să vezi tu pe aici din turn, se vede foarte, foarte frumos. Și eu zic că acum trebuie să mă ocup și de interior, să mai pun niște chestii pe aici, să facem un fel de sătuc, pentru că vreau să fie un fel de sătuc pe aici, să pun niște villager, niște chestii de genul cum ar veni, adică o fântână, o căsuță, ceva mic, să fie ca și cum ar fi un castel, dar un regat în el, ceva de genul, ați prins o idee. Ok, Alice, acum mă bag la creație, vreau să fac în început așa, să fac o mică fântână, să vedem cum o să fac eu în felul următor, vreau să fac aici o idee, nu știu dacă o să-mi iasă ceva tare, dar eu zic că o să fie ok, sincer, vreau să spui ce mai faci tu acolo în timp ce fac eu fântâna asta, când mă străduiesc eu aici, pentru că chiar n-aș vrea să vorbesc doar eu, pentru că vreau să fiu și eu mai atent aici, să fac aici foarte, foarte frumos. Alice, ce faci tu acolo? Ia spune-ne și nouă. Chiar mi-a adus aminte că vreau să fac o fântână și da, acum că am zis eu să faci fântână, bine, mă, fă și tu o fântână, că te iei acum după mine, că normal, te iei după cel mai bun cum ar veni. Și acum facem foarte, foarte frumos aici. Eu deja m-am apucat, fac aici foarte frumos. Eu zic că o să iasă genial, sincer. Adică, bă, arată ok, și aici o să dăm fântână. Acum ar veni în jos aici, punem apă, punem foarte multe chestii, foarte, foarte frumos. Hai să punem
punem aici, că e cum ar veni ăsta, exterior aici, bam, 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 nu mai e nimic. Și de aici punem apă, cam așa arată. Hai să-i tragem mult, mult mai mult, mult mai sus pe aici, așa. Și să facem și o găleată, bă, da, chiar ar fi mișto să facem și un fel de o găleată, să vedem dacă putem să facem într-un fel. Și da, cam așa arată, uite, dacă dau eu pe aici, așa, bam, 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 bam. Eu zic că aici ar putea să fie un fel de găleată, da, ar trebui să iau cauldron, parcă se mai numea ăla, da, da, da. Și, bă, uitați și găleata, am pus și găleata aici, bă, da. Și găleată vreau să fac, îmi pare da, rău, da, și găleată voiai să faci cu siguranță, Alex. Chiar știam, Alex, chiar știam că vrei tu să faci o găleată. Bă, Alex, mă mai copiez, mă, mult. Dar nu te copiez, cum adică? Nu, doar mi se pare, doar mi se pare mie. Ok, am înțeles, am înțeles. Deci am făcut și găleată, am pus găleată aici, n-am mai mers să mai pun chestia aia, dar nu-i nimic, nu-i nimic. Hai să punem ăsta așa, bam. A, bă, da, bă, da, bă, da, stai că s-a pus. Sau mi se pare mie că nu s-a pus, dar totuși s-a pus într-un final. Cam așa arată și fântâna asta. Bă, eu zic că e ceva ok, nu e foarte, foarte alt, dar eu zic că arată ok. Să putea și mai bine. Da, cine știe, eu zic că e bine. Și acum, Alice, vreau să facem un fel de căsuță aici, cum ar veni, că doarme cineva, stă cineva în ea. Și da, eu sper că nu faci asta. Și asta, că dacă faci asta, Alice, nu, că nu mai. Pe bune, Alice, chiar e nesimțire. Și o căsuță, tu deja mai e la mișto, sincer. Nu, niciodată. Ok, deci am apucat aici, fac o căsuță foarte, foarte frumoasă. Băi, e ceva ok, adică ceva mic, așa, nu e foarte, foarte ok, pentru că să facem aici, nici nu avem spațiu foarte mare, dar să fie așa, de design, cum ar veni, că nu facem interior la casă, nu facem chestii de genul, e tot de design, să fie frumos aici, bam, 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 facem aici, bam, 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 și cam așa arată. Cred că aici trebuie să mai pun un rând așa, haideți că îl pun tot ăsta, să fie așa frumos aici, cred că ar da mai bine așa, sincer, dar în partea asta ar trebui fix așa sau, nu, fii atent, fii atent. Dar cât timp ai terminat tu? Ia spune-mă și mie, Alice, dacă ai terminat tu, cât faci 2x2? 6x10, 3x2, 12, 16, 6x10. Ai zis 6 e cât? 3x2, am înțeles altceva. Deci vine așa, 20 cu 5. Ai dreptate. Bă, de unde știi, mă, tu, Alice, atâtea chestii? Păi cum adică nu știi, că eu am numai 10 la matematică. Da, ai numai 10 la matematică. Păi tu n-ai zis că ești la grădiniță, la ce matematică? Ai parcă așa, mai devreme că ești la grădiniță. Tu nu ești la școală. Am glumit. Da, ai glumit. Bă, cam așa arată bine, nu arată cel mai mișto, dar bă, e ok. Aici să mai facem un fel de, nu știu ce să mai facem, încă facem ceva așa la mișto, facem aici, punem niște chestii, ca și cum, hai să punem niște barrel-uri, dar chiar că avem nevoie de chestii de genul pe aici, chest-uri, barrel-uri, eu zic că ar da bine. Deci, Alice, eu atâta las, am zis, bă, ok, eu las așa, nu cred că trebuie să fac mai mult, că nu trebuie să mă complic cu tine, că eu zic că eu o să câștig foarte frumos, cam așa arată din jur împrejur, așa arată tot castelul cu turnul ăsta aici în jumate frumos, cu toate chestiile pe aici prin interior, eu zic că arată bine și vreau să-mi spui ce faci tu acolo, dacă ai terminat, dacă putem să trecem acum să ne vedem, să ne prezentăm astea cum ar veni. Hai că am așteptat să prezentăm toată ziua, hai. Bine, fii atentă, uite-te, întoarce-te cu spatele, dacă tu ești aici, întoarce-te cu spatele, pentru că nu vreau să vezi, așa, frumos, gata, deci fii atentă, de data asta, uite-te aici, uite-te, bă, doamne. Hai, bă, Alisus, bă, joc, am vrut să mergem la tine și acum am mers la mine, ok, hai, ce părere ai tu de asta, ce vezi tu așa, din jur împrejur, ce părere ai tu, de ce vezi tu? Mi se pare foarte wow, 100%, nu e mai bun decât castelul meu, dar ok, ce ai făcut tu, sincer, dar ce părere ai tu, fii atentă, vino afară, să te uiți așa din jur împrejur, ce părere ai tu de castel, de parte, de peretele ăsta, cum ar veni, gen, din jur împrejur, și ce părere ai tu de castel, de turn, cum ar veni, castelul, gen, turnul la castel. Asta-i turn, eu am crezut că e clopotul de la biserică. Mă, ce clopot de la biserică, băi, e un fel de turn, dar arată așa, pot să zic ce ai zis tu, chiar ar putea să arate într-un fel, dar l-am zis așa, să-l fac așa frumos, ce părere ai tu? Mi se pare destul de ok, ia, vine, fii atentă, vină în partea asta, că pe aici este intrarea, urci aici în turn foarte frumos, uite drumul ăsta cum urci așa scările, foarte frumos, și aici ai priveliște, acum ar veni, urci pe ăsta și asta e priveliște, cam așa arată, eu zic că nu trebuie să fac nimic mai rău, mai mult de atât, sincer, eu zic că arată foarte, foarte ok, acum hai să mergem și să-ți prezint cu ce am făcut prin interior, pentru că am făcut mai multe chestii pe aici prin interior, jos la el, și eu zic că o să fie, bă, dar stai puțin pe aici, Alice, lupa acolo, pe unde te duci? Păi eu mă luam după tine, cu adică pe unde mă duc, așa, fii atent, aici e un mozaic, ceva foarte, foarte frumos, aici este fântâna pe care eu am făcut-o, după care tu m-ai copiat, adică nu știu dacă ai făcut, dacă ziceai serios sau nu. Aici sunt niște barrel-uri, pe aici tot așa niște barrel-uri, niște rafturi, cum ar veni, și aici e o mică căsuță. Ce părere ai? Ia, intră înăuntru, nu e nimic, dar putem să punem noi aici un pat, dacă e, să facem și noi aici. Să dea și el mai bine, că până la urmă într-o casă trebuie să dorm, bă, dar dacă nu mi apare și mie ăsta și mi apare mai frumos așa, eu zic că ar merge bine și îl punem ăsta aici, bam, 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 și ăsta e patul aici, dorm foarte frumos și cam atât într-o casă. Da, mie mi se pare că nu o să locuiesc în castelul ăsta, e prea urât. Păi da, asta l-am și făcut ca să nu locuiești tu, sincer, pentru că nu ar trebui să locuiești tu în ăsta, pentru că e construcția mea, de ce să-i faci eu ție cu un castel, pe bune, până la urmă. Da, bine, hai să trecem la mine, eu okay, stau, bă.
nota 7-20. A, 7-20, o dai așa, ca și cum că ți-am luat o 7 și acum zici tu că dai tu pe acolo 7-20. Păi eu zic eu not ok, scrieți voi acolo în comentarii ce notă îi dați la castelul ăsta. Zic că este castelul meu și acum hai să trecem și la castelul lui Alice. Pentru că Alice chiar sunt curios ce ai făcut tu, nu n-ai avut răbdare să îl vezi pe al meu. Eu voiam să-l văd prima oară pe al tău, dar ai. Acum trecem la tine, asta ai lăsat-o așa înapoi ca data trecută. Să trecem aici în spate și... Bă, bă, ce e ăsta, bă? E imperiul ursuleților ăsta. Mamă, dar ce e ăsta? Cum adică, mă, ce e imperiul ursuleților? Mamă, cât de șmechir ăla, ai pus ursuleții ăștia la ta, era genial, hai, bă, stai, stai, da. Înainte, înainte de toate, vino aici și hai să-ți arăt ceva, stai aici. Ce, stau aici și ce ai făcut? Ce, stau pe pod și ai făcut mecanic? Ce ai făcut aici? Cad sau ce se întâmplă? Uite, hei, de ce n-ai căzut? Nu-i corect. Păi de ce să cad? Și cine mai vedea asta ce ai făcut? Mă, du-te, mă, de aici, Alex, mamă, deci fii atentă, dăm creativul înapoi pentru că vreau să văd aici cum ai făcut pod, arată genial cu ursuleții ăștia, chiar te-ai descurcat, ok? Chiar te-ai descurcat, ok? Poți să zic că e într-un fel de pro, dar ai făcut doar două turnuri, Alex, ce se întâmplă? Două turnuri, că după aia am rămas fără materiale, de aia. Ai rămas fără materiale, practic, tu ești profesionist și rămâi fără materiale, am înțeles. Mă, dar tu ai făcut fântâna pe casă, doamne, ce fântână? Da, deci, hai să-ți prezint, deci, aici avem ursuleții cei mari, bodyguards-ii mei. Ok, ok, aici fântâna, da. În care mă scald eu mereu. Așa. Și tu stai puțin, cum urci tu aici? Că n-ai un drum, n-ai cum urci tu aici, dacă n-ai creativ, cum urci? Păi mă uit cu super puterile lui Darcel. Da, cu magiile lui Darcel. Ce e aici? Mamă, ce e aici, mă? Cămin de copii, ce e ăsta? Paturi, aici dorm tu, aici eu și aici Darcel. Ok, și aici ce ai făcut? Aici avem mâncare, n-ai mâncare, ok, nu e nimic aici. Mamă, bă, da, ți-ți plac ursuleții, se pare. Da, mi-e plac foarte mult. Mamă, și aici ți-ai făcut ție și nou, unde n-ai făcut setup? Nu ai făcut setup? Păi, voi nu meritați. Ah, nu meritam, ok. Mă, stai puțin, Alice. Ăsta e tronul, cum ar veni, nu? Ăsta e tronul meu, da. Așa, și calculatorul, bă, dar ți se pare că ăsta e un castel, adică cu calculator, cu toate astea, în castel, în zona medieval, cum ar veni. Cum adică? Și erau calculatoare pe vremuri? Da, sigur, bă, dar nu știu, bă. Erau pe cartofi, dar erau. Da, erau pe cartofi, ok, deci arată ok, ai făcut și aici un mic mecanism ca să nu intre lumea, să nu intre ăștia mai răi, cum ar veni și cu asta aici să fie cu lavă, bă, eu zic că arată ok, chiar arată ok, îți dau nota, bă, sincer, vrei să zic ce notă îți dau? Ia zi. La modul cel mai serios, o să-ți dau nota 8-20, că tu ai dat 7-20, îți dau 8-20. Bine, de ce am câștigat? Mamă, stai puțin, între noi, dintre notele de le-am zis noi, poți să zici că ai câștigat, dar tu care nu dai note corecte, nu se pune, practic, trebuie să afli. Acum, oamenii, în comentarii trebuie să scrie cine a făcut mai frumos dintre mine și tine, cine a făcut mai frumos la prima, cine a făcut mai frumos la a doua și cine a câștigat pe total. Bă, stai puțin, că n-ai câștigat tu, eu zic că am câștigat, dar lăsăm oamenii să decidă. Scrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la prima, la a doua și ce notă ne dați. Și Alice, cam atât a fost pentru data viitoare, o să te bat și mai rău de atât. Votați Alice, că dacă nu vin după voi, pa! Mă, ce a zis asta? Bă, tu ești surd, eu am zis că dacă lumea nu votează Alice, o să vin după ei. Bine, vin după ei, oricum o să câștig, nu mă interesează asta, adică cine votează Alice, cine votează Rafael, tot eu câștig pentru că mai multe voturi o să fie pentru mine. Scrieți voi acolo în comentarii, da, adică eu o să câștig, da, ai dreptate, ai dreptate. Adică Alice, nu m-am încurcat, Alice, nu uitați de like și subscribe. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.